Cândva aici era câmp gol, plin de murdării și bălării. Acum crește pădurea București. Încet, dar sigur. Entuziaști, voluntari au venit cu muncă, cu donații și au plantat. Glădiță sau ce au mai găsit prin pepiniere, au plantat și acum crește și o să avem un plămân în plus pentru capitală. Autoritățile nu s-au gândit la asta, nu prea le-a păsat. Sunt ortodoși, îmi pare. Nu știu dacă sunt plantate de noi. Anul a fost ploios și mai ales ce am plantat în primăvară și toamna trecută a prins viață. Sperăm că nu mai vin cu oile, cu caprele pe aici. Pădurea noastră o să crească. Ca să poată supraviețui și anilor secetoși. La orizont e tot mai multă verdeață. Felicitări celor care s-au implicat. Toamna asta cred că ar trebui de continuat cauza. Guvernanții s-au schimbat, dar atitudinea nihilistă a rămas aceeași. Deci, revenim la munca voluntară. Să plantăm orice, puiet, semințe, ghinzi, semințe de salcâm, nuci, am plantat eu. Să văd dacă au ieșit ceva. Mă duc spre locul ultimelor plantări. Am văzut și căcăreze de oaie, deci probabil totuși vin unii cu animalele la făscut pe aici. Poate în alte locuri nu se vede din cauza vegetației, dar aici, la digul ăsta, vedem salcâmul plantat de noi, care răzbate încet și se transformă în pădurea București. Fain ar fi autoritățile, măcar acum, în ceasul al 12-lea, să intervină. Primarul Ciucu, primarul capitalei Nicușor Dan, că ei nu riscă să fie dați afară pe motive politice, cum s-a întâmplat, iată, cu șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, unul dintre inițiatorii proiectului ăsta Pădurea București. Ciucu și cu Nicușor Dan ar trebui să se ocupe de continuarea proiectului ăsta, Pădurea București, ca să facem respirabil aerul din capitală. Un astfel de filtru ne-ar proteja și de mirusurile de la groapa asta de gunoi și de fumurile pe care le ard unii. Iată, și acum văd că arde ceva la orizont. Și de praful pe care îl aduce vântul din
de pe câmpuri, din zonele agricole din jurul capitalei. Și oxigen să producă, să filtreze noxele care ies din oraș. Deci sunt necesare filtre verzi cât mai multe în orice urbe, mai ales în capitală, într-o metropolă ca București. Deci haideți să continuăm proiectul Pădurea București, care și cu ce poate. Cu muncă voluntară, cum am făcut noi până acum, sau mai ales cu resurse administrative, cum poate să fac acum Nicușor Dan cu Ciucu. Am uitat cum îl cheamă. Asta e glădiță, parcă zice Tavi, că eu nu mă pricep la astfel de arbori. Oțetar am mai descoperit pe aici. Și fel de fel de sălbăticii, dar care nu sunt pretențioase și se prindă oriunde. Aici după digă am mai plantat, dar nu prea se vede. Așa că trebuie revenit și adăugat. Aha. O haită de câini. Vagabond se adăpostește aici. În canalul ăsta de drenaj am văzut o vidră în timp ce plantam. Deci aici poate să apară sălbătăcii, să apară nu doar floră potrivită, sănătoasă, naturală, dar și fauna. Dacă nu vor pădure București aici, idilii capitalei, poate vor o nouă gunoiște, fix în coada lacului Mori. Sau ce altceva vor cu terenul ăsta de câteva zeci de hectare. De aici se vede și mega catedrala și Palatul Parlamentului. Centrul capitalei la o zvârlitură de băți. Cred că autoritățile nu intervin nici să lupte cu ambrozie, chiar dacă sunt obligate prin lege. Ambrozie în floare. Și polenul ăsta e alergic pentru multă lume care suferă acum din cauza irresponsabilității autorităților. Acolo la orizont e Chiajna. Se pare că băieții buni au alte planuri cu terenurile astea. Vedem că fix pe malul lacului Morii deja s-au îngrădit un teren, drumul a fost întrerupt. Terenul e împrejmuit, degrabă o să apară aici birouri, oficii, case de locuit în coada lacului Mori. Deci mafia PNL pare să fie la fel ca PSD, n-are grijă sănătății populației.
grija mediului. Mai important este să-și satisfac clientela. Ce poți construiește aici în zona inundabilă? Haideți să ne asociem și să ne împotrivim. Impostorilor care permit ambrozie, chiar pe digul lacului pe unde trec oameni, inclusiv persoane cu alergii. Și să ne împotrivim celor care vor construiască tot aici, în locul proiectului Pădurea București.